Cineva m-a întrebat odată care ar fi cele mai bune cărți de citit. Răspunsul meu este simplu. Index Librorum Prohibitorum. Indexul cărților interzise de Biserica Catolică. Sunt acolo câteva cărți care nu sunt atât de bune și importante, mă rog, cărți care exprimă controverse în interiorul credinței catolice. Însă acele opere din istoria științei și a literaturii universale și a gândirii pe care Biserica Catolică le-a interzis cândva în istoria ei, sunt cele mai bune cărți. Și de ce sunt cele mai bune cărți? Pentru că Biserica Catolică a interzis cărți care te învață să gândești cu mintea ta. Și există un argument în privința aceasta. Aceste cărți te fac independent de autoritatea bisericii, te face să pui sub semnul întrebării credința ta. Și din cauza asta sunt interzise nu pentru că nu sunt adevărate, ci pentru că sunt periculoase. Există o concepție a bisericii, nu numai cea catolică, a religiilor în general, că este periculos ca omul să gândească independent. Este siguranță în supunere, este pericol în independență. Și atunci când este vorba despre o lucrare care a fost interzisă de biserică, dar mai târziu este acceptată, ea va fi acceptată atunci când ideile sau descoperirile noi nu mai sunt un pericol pentru credincioși. Pentru că, într-un fel sau altul, au fost neutralizate. Sunt, de exemplu, cartea lui Galileo, Dialog asupra sistemelor lumii. Această carte a fost pusă pe lista cărților interzise de Biserica Catolică, așa cum știm, Galileo a fost judecat de Inchiziție în 1633 și a fost găsit vinovat. Și după aceea Galileo și-a recantat, scapă cuvântul acum românește, poziția lui față de heliocentrism. Cartea a fost pusă pe indexul cărților interzise și a rămas acolo până în 1835. În 1992, abia în 1992, papa a reconsiderat condamnarea lui Galileo. Până atunci Galileo a fost sub condamnare. Acum întrebarea este, de ce oare? Nu știa Biserica Catolică că Galileo are dreptate? Deja în timpul procesului Biserica știa că Galileo are dreptate. De fapt, majoritatea Europei acceptase heliocentrismul pentru că legile lui Kepler fuseseră deja formulate la data când a avut loc procesul lui Galileo. Și cel care a demonstrat matematic că Soarele este mijlocul sistemului solar a fost Kepler, nu Galileo. Da, să fie clar acest lucru. Apoi Newton Newton a formulat legile mecanice cerești. A prăvut foarte clar că aceste legi nu pot fi explicate sau nu pot explica mișcarea corpurilor cerești decât în contextul heliocentric. Și atunci, pe la 1745, a apărut o nouă ediție a cărțului Galileo cu o prefață făcută de doi preoți franciscani. Dar abia în 1835 biserica a retras condamnarea de pe care, deci a retras prohibiția asupra cărțului Galileo și abia în 92 biserica a revenit asupra condamnării Galileo. Deci Galileo a fost considerat vinovat. Deși biserica știa că Galileo are dreptate. Și după Newton, biserica a rămas la poziția ei în privința interzicerii cărților Galileo. Deci este foarte clar că înainte de 1835 Biserica Catolică a acceptat deja heliocentrismul. După Newton era imposibil să nu accepți heliocentrismul. În sfârșit, hai să venim mai recent, Cardinal Ratzinger, înainte de a deveni Papa Benedict, a explicat prin 1994, dacă nu mă înșel, sau 95, că condamnarea lui Galileo de către biserică a fost corectă. Against Galileo. The future pontiff argued that the Church of Galileo's time was merely safeguarding against irresponsible advances in science. Going so far... Pentru că Galileo, mai întâi la nivelul de informație al timpului, spune Ratzinger,
nu se putea, nu exista o certitudine. Cu alte cuvinte, erau multe găuri în teoria lui Galileo. Erau multe lucruri încă neexplicate. Mă rog, nu existau teoria gravitației universale, să zic. Și ca atare, era normal ca biserica să fie prudentă, să nu se grăbească o teorie care contrazice Biblia și contrazice teologia bisericii și contrazice teologia scolastică și tradiția atât de repede când nu sunt toate dovezile în favoarea ei. Este același argument care se aducea să scoprim la teoria Big Bang sau la creaționism și întrebarea pe care mi-o pun de multe ori colegi de-ai mei este atunci când există încă câteva semne de întrebare, între noi fie vorba, aceste semne de întrebare nu mai există. Dar hai să acceptăm că există, da? Există multe găuri în teoria evoluției. Și știm că teoria evoluției contrage și litera genezei și poziția bisericii și, mă rog, alte implicații morale. Cum de nu înclin în partea cealaltă? Nu este asta o dovadă că ești dușman al adevărului? Și cam în acest sens a justificat Ratzinger poziția bisericii față de Galileo în 1633. Adică este de condamnat omul care se grăbește să împrățișeze o teorie care, în mod sigur, pune în pericol credința oamenilor pentru că contrace și litera Bibliei și teologia și părinții bisericii și poziția bisericii și autoritățile intelectuale acceptate de biserică din lumea clasică și din timpul scolasticilor. Deci pe toate le contrazice și el n-are toate dovezile. Atunci e clar că nu se dărea voință. Mai mult decât atât însă papa, viitorul papa, era încă cardinal Ratzinger, a condamnat irresponsabilitatea morală a lui Galileo. Biserica nu a interzis heliocentrismul din cauza că nu înțelegea argumentele în favoarea lui. Dar biserica înțelegea implicațiile morale catastrofale pe care le va avea heliocentrismul și din cauza asta s-a grăbit să îl interzică. Până la noi dovezi, până ce biserica găsește un mod de a reconcilia heliocentrismul cu credința. Și asta e, deci Galileo este acuzat de o iresponsabilitate morală. De ce este iresponsabil moral? Pentru că există o anumită concepție despre univers, care este forma de guvernare a lui Dumnezeu. Și guvernarea umană și mai ales guvernarea bisericească este o prelungire a acestei guvernări a lui Dumnezeu întreg universul. Și odată ce acest univers este demolat, se prăbușește morala pe care se bazează societatea. Așadar, vorbim de acest index al cărților interese, index care a fost abandonat în 1966 de Paul al V-lea. Poziția susținută de Ratzinger și susținută de Biserica Catolică încă este aceea că indexul are încă valoare morală. Cu alte cuvinte, trend în societatea modernă este greu să interzici publicarea unei cărți. Dar autoritatea morală constă în faptul că dacă turma vrea să pască iarbă rea, e bine să-i dai antidotul. Adică dacă cineva vrea să citească pe Diderot sau pe Kant sau pe Galileo, dacă vreți, atunci este bine să discute cu preotul și cu conducătorul spiritual și să știe că există o recomandare morală ca această carte să nu fie citită. Măcar să știe acest lucru. Mă, întrebarea este de ce în timpul nostru, când heliocentrismul nu mai este pus în discuție decât de câțiva oameni foarte fanatici și foarte înguști. De ce ar exista încă o suspiciune morală față de cartea lui Galileo? Nu știu câți dintre dumneavoastră și dialogul lui Galileo. Este o carte simplă și scurtă. În 4 capitole, fiecare capitol este o zi. Ce este valoros la această carte? Este tocmai ceea ce face periculoasă. Anume, dacă citești cartea și te pui în papucii celor trei interlocutori din dialog, un laic, Sagredo, un om cu mintea deschisă, un filozof peripatetic, deci cineva care depinde mai mult de Aristotel și de scolastici și de citate din vechi filozof și de când este vorba de știință, apelează la autorități. Deci, ca să spun așa, este tipul care în timpul nostru întotdeauna scoate un citat de Wikipedia sau dă un link la YouTube. Deci el nu poate să aducă un argument, ci te trimite imediat la un citat de pe Wikipedia, cut and paste sau
la un YouTube, la un material ceva, să cerci acolo răspunsul. Și sunt mulți care sunt deja foarte versatili în a veni cu tot felul de citate de peste tot. Dacă nu sunt în stare să, în două, trei propoziții simple, să spună care este argumentul respectiv. Deci acesta este Simplicio, adevăratul adversar. Și în sfârșit este Salvatini, care reprezintă pe Galileo. Acești oameni stau de vorbă. Și stau de vorbă despre sistemul lui Copernic și sistemul lui Ptolemeu. Suntem în secolul XVII, au trecut 20 de ani de când Galileo a îndreptat un telescop puternic care mărește de 30-40 de ori spre cer. Au trecut 20 ceva de ani, aproape 30 de ani, de când Kepler a publicat primele sale două legi. Suntem la începutul revoluției științifice. Și în acest context, dialogul nu este un tratat științific, este o simplă discuție. Dar valoarea acestei simple discuții este aceea că reduce știința la ceea ce este elementar. Este un exercițiu de gândire științifică, în sensul că acești trei pleacă de la foarte puțin și de la aceste date foarte sărace pe care le au. Ajung la concluzii foarte exacte și foarte corecte științific. Ceea ce constituie partea periculoasă la Galileo, gândirea științifică, este faptul că Galileo nu apelează la niciun fel de autoritate. Deci sunt mulți autori care sunt împotriva lui Galileo, este teologia, este biserica, este Biblia în ultima instanță. Toate sunt împotriva lui Galileo. Galileo sau Salvatini, care el reprezintă pe Galileo, are doar trei răspunsuri. Matematica, observația și experimentul. Și refuză să accepte orice alt argument. Matematica lui e foarte simplu, e geometria euclidiană. Când și când ia un creion și o hârtie și desenează pe hârtie A, B, C și face un calcul și acest calcul, cu acest calcul el respinge argumente astea din geometrie, deci el nu spune cu tare geometru, cu tare astronom a spus așa, nici măcar pe Kepler nu-l citează, deși argumentul lui Kepler este irefutabil. Galileo desenează pe hârtie, face socotelile la nivelul de înțelegere a celor trei, deci nu la nivelul unui matematician mare. Și aici este aspectul cel mai important. După aceea Galileo vorbește despre observații făcute prin telescop și în ultima instanță vorbește despre experimentele sale. Experimente sale mecanice, cum ar fi faptul că două corpuri care cad jos ating pământul în același timp sau care se valoare accelerație gravitaționale sau care este, să zic, legea inerției, acolo se bază totdeauna pe experimente. De ce nu simți, de exemplu, că pământul se învârtește? Și aici este, de fapt, lucrul de care se teme biserica. Cineva care învață să gândească științific cu mintea lui. În sensul că, la data aceasta, noi avem foarte multă informație științifică și învățăm în școală toate acele legi, tot ce discută cei trei în dialogul, noi învățăm în școală. Și legile lui Galileo și legile lui Newton sunt învățate în școală. Învățăm o formulă, săptămâna viitoare avem extemporal, trebuie să o cunoaștem. Ne dă profesorul o problemă de fizică, un tren pleacă din Ploiești spre București, mă rog, atâta viteză, atâta timp și așa mai departe, și trebuie să rezolvăm problema, deci trebuie să învățăm formula, pentru că altfel rămânem corijenți. Dar niciodată nu încercăm să gândim lumea noi înșine, plecând de la observații, de la experiment, de la experimente accesibile oricui. Nu trebuie să le faci neapărat, da? Ai călătorit cu trenul, te uită la ceas, mă rog, e un experiment. De la matematică, de la o gândire elementară matematică, am învățat formula, am aplicat-o. Și acest volum de informație s-a mărit foarte mult. Așa că noi acum acceptăm și heliocentrismul, acceptăm și structura Universului, existența metagalaxiei, acceptăm date aduse din explorarea spațială, însă nu le gândim. Le acceptăm. Și cineva care face o facultate de fizică, să zic, și și-a luat licența, poate să nu gândească câtuși de puțin științific. Poate să nu fi mers prin acel proces euristic al lui Galileo. Și de ce este periculos acest proces? Din punct de vedere religios. Am să
Mă întrerup aici ca să dau două clipuri. Primul este o lecție de geocentrism pe care un imam o predă în Arabia Saudită. Să-l urmărim. حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي، هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ Probabil că vă vine să râdeți. Imamul nu cunoaște, nu înțelege legea inerției, da? Dar nu vă grăbiți să râdeți. Eram la Atlanta când un talk show host a vrut să facă o glumă. Și a povestit că s-a întâmplat o catastrofă aeriană. Că un copil care venea de la toaletă a fugit pe coridorul avionului, pe coridorul de la mijloc și alergând, pentru că avionul zbura cu viteza apropiată de viteza sunetului, când a alergat copilul, a depășit viteza sunetului. Pentru că viteza lui s-a adunat la viteza avionului. Și ca atare a produs un boom sonic. Și în urma acestui șoc sonic, avionul s-a prăpușit. Și cutia neagră arată că asta a fost cauza. Și a început o discuție. Au început să sune telefoanele. În care s-a discutat mai întâi despre de ce copiii nu trebuie lăsați să alerge prin avion. După aceea că poate e bine ca nici noi să nu mergem prea grăbit. Când mergem în direcția zborului în avion, nu e niciun pericol în partea cealaltă. După aceea s-a discutat despre ce este boom-ul sonic și date când s-a mai întâmplat, Gagarin, de exemplu, a căzut pentru că alt avion a intrat în boom sonic și, mă rog, nu știu ce s-a întâmplat acolo și așa mai departe și de ce se aude așa cum se aude și nimeni nu a sesizat faptul că, de fapt, aici este încălcarea unui principiu pe care Galileo îl explică foarte mult în dialog. Și în dialog, Galileo este legitim să explice că dacă dai drumul la o piatră de pe vârful unui catarg, piatra nu schimbă traiectoria, ci cade vertical, chiar dacă corabia se mișcă înainte. Și că atunci când stăm pe o corabie și muștele zboară, mersul corabiei nu afectează cu nimic zborul muștelor și așa mai departe, fiindcă asta e legea inerției. Și aici Galileo are nevoie să aducă argumente pentru că îl are împotrivă pe Aristotel cu experiența turnului. Dar în timpul nostru lucrul acesta se învață la școală. Totuși ce arată atât imamul cât și talk show-ul din Atlanta este că noi nu gândim științific chiar dacă învățăm știință la școală. Și de aceea a luat pe Galileo și a face primii pași în gândirea științifică. Galileo reprezintă primii pași în metoda științifică. Este atât de important fiindcă este o lecție de independență în gândire. Acum nu este întâmplător totuși că un imam într-o școală religioasă îl atacă pe Galileo și redeschide practic procesul lui Galileo, spunând că e imposibil ca pământul să se învârtească pentru că atunci avionul, pământul se învârte de la apus spre răsărit și ca atare avionul poate să stea pe loc și ajunge în America sau nu ajunge niciodată în China. Nu asta este ideea. Ideea este că există ceva în gândirea religioasă care te face să crezi neștiințific. Și acum vreau să ofer al doilea exemplu. Bill O'Reilly. Scam, in my opinion. Uh-huh. Right? Tide goes in, tide goes out. Never miscommunication. You can't explain that. You can explain why the tide goes in. Tide goes in, yeah. Tide goes out. See, the water, the tide comes in and it goes out, Mr. Silverman. Maybe it always it's comes Thor in, on top of Mount Olympus out. Who's making the tides go in and no, out. No, but you can't explain a scam that. And a myth of the state. Deci, cum e posibil ca un om educat ca Bill O'Reilly să nu știe care este cauza mareelor? Aici vreau să mă duc la dialog. Galileo are o greșeală în dialogul lui. El susține că mareele
sunt explicate de rotația Pământului. Dar nu este așa. Însă Galileo nu acceptă că Luna provoacă mareele, așa cum observase Kepler și alți învățați înainte, din cauza că nu are teoria gravitației universale. Nu știe nimic despre legea gravitației. Și neînțelegând legile gravitației, nu înțelege cum ar putea Luna să provoace mareele. Așa că Galileo caută o explicație mecanică și singura explicație mecanică pe care are e rotația Pământului. Problema este că rotația Pământului, dacă explică mareele, atunci are dreptate imamul cu avionul. Dar, în cea din urmă, totuși, aici e diferența principală între Galileo și gândirea religioasă. Galileo caută o explicație mecanică, Raleigh caută explicație divină. Marele sunt dovada că există Dumnezeu. Și elementul cel mai periculos în gândirea religioasă, care se vede la Galileo în dialog, este că Galileo respinge tot timpul acele argumente care sunt de natura, dar de ce ar fi făcut Dumnezeu lucrurile așa când putea să le facă altfel? Sau ce rost are în planul divin, de exemplu? Ce rost au munții de pe lună? Ce rost au petele din soare? Ce rost au sateliții lui Jupiter? Ce rost au stele care nu se văd? N-au niciun rost în creație, deci trebuie să nu existe. Alt argument. Ce rost au spațiile imense între Saturn și filamentul de stele? De ce să fie stele atât de departe? Cum poate fi un spațiu atât de imens? Și într-o fie vorba, nici Galileu nu-și dea seama cât de mare este Universul, nici pe departe nu avea idee. Dar era convingerea învățaților vreme că Universul nu poate fi atât de mare încât stelele să nu-și modifice poziția pe cer în urma rotației Pământului în jurul Soarelui, și acesta fiind argumentul potriva heliocentrismului, fiindcă nu pot fi atât de departe. Or, Galileu susține că da, sunt destul de departe ca să nu existe o paralaxă stelară în urma mișcării Pământului. Dar, de fapt, stelele sunt mult mai departe decât își închipea chiar și Galileu. Universul este mult mai mare decât îl vedeam noi înainte de 1922, când Hubble a descoperit existența galaxiilor. Și atunci, întrebarea este, ce rost au toate acestea? Și dacă pe vremea lui Galileo, oamenii își puneau întrebarea, ce rost ar avea munții pe lună? Astăzi sunt alte întrebări. Galileo ia luna ca exemplu, ca să arată că nu există diferență între corpurile pământești și corpurile cerești. Că și unele și altele se supun același legi. Și Pământul este o simplă planetă. Și arată că Luna are mări și are munți. Deși Galileu e destul de deștept să afirme că, după, în opinia lui, mările nu au apă pe Luna. Dar sunt mări sau sunt câmpii, sunt munți, sunt cratere. Luna e ca Pământul. Și atunci probabil că și celelalte corpuri sunt ca Pământul. Deci nu putem vedea cu telescopul detalii. Dar asta înseamnă că Pământul e o planetă ca toate celelalte planete. Logica lui este perfectă. Ce rost ar avea toate acestea? Întreabă Simplicio. De ce ar făcut Creatorul lucrurile așa? Astăzi corpul cerești cel mai bine explorat nu este, este Marte. Chiar mai mult decât Luna. Și pe Marte am descoperit structuri geologice care pe Pământ totdeauna să le identificăm ca fosile ale unor bacterii, ale unor procariote, de acum peste 3 miliarde de ani. Pe Marte au existat oceane. Pe Marte a existat un potop, să zic așa. Au existat inundații. Lucrul acesta este dovedit în urma studierii planetei Marte cu roboți. Când vorbim despre Pământ, spunem că Dumnezeu a făcut munții cu un scop, dar ce rost au pe Lună sau pe Marte? Spunem că vulcanii vin de la potop. Ce rost au vulcanii pe Marte? Cel mai înalt munte vulcanic din sistemul solar, cel mai înalt munte din sistemul solar, se află pe Marte. Spunem că potopul a avut un anumit scop și a modelat morfologia scoarței. Ce rost au avut pe Marte? Ce rost au avut microbii pe Marte? De ce se există viață pe Marte și de ce se există și apoi să dispară. Mergând mai departe și privim galaxia, vedem că există sisteme solare și
multe planete nu sunt locuibile, habitabile și ne întrebăm ce rost au toate aceste planete inhabitabile, dacă ne-am închipui că celelalte planete toate sunt ca Pământul și că în galaxie toate planetele sunt ca Pământul. Am înțelege că nu există doar Pământ, există și alte lumi locuite, dar se pare că sunt multe lucruri care nu au niciun rost. Mai vorbim de supernove și găuri negre și sisteme solare care explodează și vorbim despre istoria violentă a sistemului solar, despre faptul că Luna este urmarea unui accident, că ne-a întâlnit cu altă planetă și așa a apărut Luna. Și toată istoria sistemului solar este o istorie violentă. Ce sau asteroizi care tot timpul sunt un risc pentru noi, săptămâna viitoare mi se pare că va trece iarăși un asteroid pe lângă Pământ. Șansa de a ne lovi este ca și cum ai câștiga loteria, o șansă foarte mică, dar unii câștigă loteria, mă rog, nu știu niciodată ce se întâmplă. Așadar, când e vorba de asteroizi, pe aceștia îi ține Dumnezeu ca să bombardeze Pământul la sfârșit când va fi apocalipsa, spun unii predicatori. Și așa mai departe, dar întrebarea ce rost? Și principalul aspect al Revoluției Galene este că Galileo nu întreabă ce rost au toate acestea. Nici nu-l interesează finalitatea lor. Gândirea lui Galileo nu este o gândire de design, nu este finalistă. Galileo încearcă să înțeleagă cum sunt lucrurile, independent de Biblie, de Dumnezeu, de religie, de o finalitate. Asta e Revoluția Științifică, asta este gândire științifică. Și din cauza aceasta, dacă este vorba să recomand Dialogul lui Galileo, este o carte care poate fi citită într-o seară. Este obositoare, frazele sunt lungi. Sunt mulți termeni filozofici, mai mult decât termeni științifici. E o anumită structură a vocabularului și a gândirii specifică, epocii. Dar dincolo de acestea, farmecul acestei cărți, pe care o recomand, este că te așezi într-un fotoliu în Veneția, undeva la un ceai sau la o cafea, cu încă doi, și la nivelul de cunoștințe a unui succes care abia ieși din evul mediu, încerci să înțelegi de ce se mișcă, cum se mișcă planetele și stelele, de ce vedem munți pe lună și pete în soare, de ce are Venus 4 faze, de ce planeta lui Marte merge când înainte, când apoi, de ce planetele merg foarte chaotic în aparență pe cer, ce sunt stelele, cum se mișcă Pământul prin Univers. Toate aceste întrebări, puse în mod foarte îndrăzneț, distrug un anumită arhitectură a Universului, în care omul s-a simțit foarte confortabil. Dumnezeu deasupra, noi de desubt, dar știm că această clădire cumva nu este scăpată de sub control. Este o anumită structură morală a Universului și societatea este prelungirea ei. Însă modul de a gândi al lui Galileo este revoluționar, pentru că ignoră toate aceste lucruri, simplu din setea de a cunoaște. Ori aici avem același impact îl are în timpul nostru teoria evoluției sau teoria evoluției sistemului solar sau teoria pe care o numim Big Bang, în mod destul de nepotrivit. Aici ai teoria relativității. Sunt toate aceste teorii care în mintea noastră contrazic un anumit model. Au unei creațiuni care reprezintă un design, are o finalitate inteligibilă. Nu susțin că nu are nicio finalitate, vreau să spun că nu este inteligibilă, da? Dar în niciun caz nu vedem semne de design în natură, acolo de noi vrem să le vedem. Tot ceea ce vedem sunt cauze naturale. Și atunci când reducem lumea la cauze naturale, nu la finalități, noi nu mai gândim moral, o gândim științific. Dar mai ales ce ne învață Dialogul este că nu avem nevoie atât de mult de a ne umple mintea cu informație, cât avem nevoie să gândim informația pe care deja o cunoaștem. Lucrul cel mai admirabil la Dialogul lui Galileo este că acești trei oameni au extrem de puține informație și totuși ajung la concluziile cele mai corecte cu foarte puține informație. În timpul nostru, noi avem un bagaj de informație pe care nu putem digera și din cauza asta putem fi manipulați foarte ușor. Și cei mai mulți dintre noi nu știu să folosească nici măcar informația elementară pe care au învățat-o în liceu.
matematică, fizică, chimie, biologie, am învățat câteva lucruri în liceu cu toții. Aceasta înseamnă nu știm să gândim cu mintea noastră. Trebuie să apelăm la anumite autorități, la anumiți autori. Și te întreb, ce om de știință să cred? Păi ea creștin, păi ea atei, păi ea evoluționiști, păi ea creaționiști. Și fiecare recomandă site-uri și YouTube-uri și link-uri și așa mai departe. Dar, practic, îți ajunge chiar informația pe care ai căpătat-o în liceu și ce ai mai citit după aceea, ca gândind cu mintea ta să ajungi la concluziile corecte. Și până poți să citești cât să amas vrei tu, dar după ce ai gândit cu mintea ta. Or, Galileo este o perfectă școală de a gândi cu mintea ta, pentru că Galileo a plecat de la foarte puțin și a obținut foarte mult. Noi plecând de la foarte mult și obținem foarte puțin și suntem confuși. Și tocmai din cauza asta, biserica, nu mai că l-a intrezit la timpul lui, dar după aceea ne-a avertizat că Galileo este periculos. E bine, este periculos, tocmai de aceea citiți-l. Este un extraordinar exercițiu și model de gândire științifică independentă. La revedere!